Doamna Vera, eu o să vă spun adevărul și dacă vreți să nu vă supărați pe noi... Și dacă vreau să mă supăr? Dacă așa vreți... Pot să mă supăr? Absolut. Nu știu dacă mai ții minte când te-am întrebat eu dacă vrei să rămâi bodyguard toată viața și ți-am zis hai să investim în cripto. Bine că nu te-ai băgat, că s-a dus în gât. Și eu cumpărasem de 5.000 de euro. Și nu erau banii mei, că de unde să avem 5.000 de euro? Ai pierdut 5.000 de euro la cripto? Și săptămâna trecută a venit băiatul ăsta că vrea să ia tot clubul pentru o seară. Și ce era să fac, să nu iau banii? Deci, aici s-a întâmplat tot. A, nu, aici a agățat-o. De întâmplat mi se pare că la el acasă. Alisul în țara minorilor! Idiotul de frate meu a împrumutat bani de la cămătari. Am dat și noi o petrecere mică. Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu. Pentru că mă iei la mișto, o să chem poliția. Ai făcut balet sau ceva? Dansuri populare la Palatul Copiilor. Se vede. Da, iubire, a ajuns acum tortul și le dă tort doar la ăia de la etaj. Dă tort jos! Dă tort jos! Ce vrei, mă, nici tu n-ai mai văzut femeia goală de când te-a lăptat măta? Păi, dar vă bate joc de băiatul ăsta. Nu-i nicio problemă. Nu ne enervăm. Păi, dar sunt deja nervos. Păi, hai să nu ne enervăm mai tare. Scuze, eu n-am nicio treabă cu tine. Eu am vorbit ceva cu tovarășul tău. Până dimineață! Îți faci exact ca atunci la mare, când ai vrut să pleci cu fata aia și eu i-am strigat că dacă ajunge sub tine să caute buricul, care două ore, da, era acolo. Până dimineață! Relaxează un pic corpul, că ești prea bățos. Așa, da. Până dimineața! Până dimineața! Care clown! Nu știu cum se procedează în situațiile astea, dar eu cred că vreau să ne despărțim.